Salut, mulțumane! Eu sunt Vali de la echimon.ro și mă bucur că suntem și astăzi alături. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care ați intrat pe canalul nostru de YouTube. Ați dat un like, ați dat un share, ați dat un subscribe clipurilor pe care le-ați văzut acolo și așteptăm în continuare comentariile și sugestiile voastre pentru că ne face mare plăcere să vedem ceea ce vă interesează și să încercăm să facem clipuri pe temele pe care voi le propuneți. După cum spuneam într-un clip anterior, vom încerca să prezentăm și echipament de iarnă. Astăzi a venit rândul clăparilor să discutăm despre ei. Din punctul meu de vedere, clăparii fiind cea mai importantă piesă din setup-ul de schi. O să vin pe parcurs și o să spun de ce cred lucrul acesta. Vom prezenta două modele de clăpari, și anume modelul de clăpar de pârtie sau clăparul de freeride tură, care ar fi principalele diferențe dintre ele. Vorbim la modul general, n-aș vrea să intru în detaliu acum. Dacă se dorește, putem să facem un clip separat pentru fiecare clăpar în parte, să vedem mai în detaliu care ar fi caracteristicile fiecăruia și ce beneficii ne aduc. Vorbind despre beneficii, la sfârșit sperăm ca noi să putem împărtăși din experiența noastră privind clăparii, iar pentru cei care sunt la început să aibă niște repere în alegerea clăparului de schi, bineînțeles și pentru cei care practică acest sport foarte frumos, să-și reîmprospăteze cunoștințele pe care le au. Acestea fiind spuse, am să încep să spun de ce clăparul, din punctul meu de vedere, este cel mai important echipament din setup-ul de schi. În primul rând, pentru că ține glezna, are o funcție foarte importantă din punct de vedere al siguranței, ține glezna și, după cum vedeți, este până la jumătatea tibiei, deci trebuie să fie cât mai precis și mai strâns pe picior și mai aproape de picior, astfel încât să ne asigure un confort și o siguranță sporită. Iar doi, principalul obiectiv al clăparului este să transmită mișcarea piciorului în schi. De ce? Pentru că ideal este ca noi să controlăm schiul și nu invers, schiul să ne controleze pe noi. Iar cu cât mișcarea piciorului este transmisă mai repede către schi, cu atât mai repede vom fi pe trasa pe care ne dorim, controlând virajul, controlând schiul și făcând lucrul acesta în siguranță. După cum v-am spus, sunt două modele în mare de clăpari, și anume clăparii de pârtie și clăparii de tură freeride. Care ar fi principalele diferențe între ele? În primul rând vorbim despre talpă. Talpa este diferită la cele două modele. Cu precădere, aș vrea să discut un pic despre modelul de freeride. După cum vedeți, are o talpă vibram foarte aproape de talpa bocancului. Motivul fiind că sunt foarte multe situații în care este nevoie să dai schiul jos, să-l pui efectiv pe rucsac, în spate, și să mergi pe clăpar, astfel nu în funcția unui bocanc de iarnă, să spunem. Și atunci talpa trebuie să fie cât mai aderentă, astfel încât să adere la stâncă, să nu alunece pe gheață. Există posibilitatea să putem pune și colțar pe el. Deci trebuie să fie cât mai versatil și aproape de nevoile noastre, pentru că, repet, când vorbim de schiul freeride, tură, există posibilitatea să punem schiul efectiv pe rucsac și să mergem cu clăparul ca și cum am merge în bocanci. A doua caracteristică dintre cele două modele este greutatea. Clăparii de pârtie sunt mai grei decât clăparii de tură freeride. Motivul fiind, în primul rând, la tură nu-ți dorești să cari un echipament foarte greu. Sunt cazuri în care este nevoie să mergi câte 4, câte 5 ore până la vârful respectiv sau la valea pe care vrei să o abordezi și atunci nu cred că ți-ai dori să cari un echipament greu. De ce? În momentul în care ai ajuns la punctul de unde vrei să inițiezi efectiv coborârea și schiatul, vrei să fii în cea mai bună condiție, în cea mai bună condiție fizică și atunci cu cât care intră un echipament mai ușor, cu atât vei ajunge acolo cu resurse cât mai multe și vei putea să abordezi schiatul cât mai în siguranță. Un exemplu, acești clăpari de pârtie pe care îi avem în clip sunt undeva la 3,2 kg. Nu sunt nici ei foarte grei pentru un clăpar de pârtie. Un clăpar de pârtie clasic ajunge undeva și la 5-6 kg. Pe când acest clăpar de freeride are 1,4 kg.
ca să înțelegeți diferența între ele. Și o altă caracteristică este modul de mers. Acum, mai nou, noile generații de clăpari, indiferent că vorbim de clăpari de pârtie sau clăpari de freeride, vin cu modul ski și modul walk. Modul ski clar rigidizează clăparul și atunci îți permite coborârea. În modul walk permite, să spunem, mișcarea părții de sus, astfel încât să ne permită mersul și să putem să fie cât mai confortabil. De ce spun asta? După cum vedeți, clăparul nu este ca și piciorul să aibă un unghi de 90 de grade. Are un unghi aplecat în față, pentru că trebuie să ne permită aplecarea în față, astfel controlând schiul. Cu cât ești mai aplecat în față, cu atât ai o poziție mai de atac, între ghilimele, și atunci poți să abordezi mai bine schiul. Dacă stai pe spate la schi, prinzi viteză și există șansa să nu mai poți să controlezi schiul și de acolo cu consecințele de rigoare. Diferența este așa. La modelul de pârtie, această mișcare a părții de sus este relativ limitată. Pe când la modelul de freeride, unghiul este mult mai mare, tocmai pentru a permite mersul în orice condiții. După cum vă spuneam, sunt situații în care trebuie să dai schiul jos, să-l pui pe rucsac și să mergi efectiv. Și atunci vrei ca această diferență să fie și această posibilitate de flexie a părții de sus să fie cât mai bună. Nu în ultimul rând, flexul aici nu trebuie neapărat să existe diferențe. Flexul este rigiditatea clăparului. Un flex cât mai mare înseamnă un clăpar cât mai rigid. Bineînțeles că schiorii cu experiență își doresc un flex cât mai rigid, pentru că cu cât clăparul este mai rigid, cu atât se transmite mai repede mișcarea piciorului către clăpar. N-ar trebui să... Aici este o discuție mai largă în care n-aș vrea să intru în momentul acesta. O să spun doar atât. De multe ori, 100, flex 100 la un clăpar de pârtie nu este același lucru cu flexul 100 la un clăpar de freeride, pentru că acest lucru se dă și din înălțimea lui. Aici avem un caz, să spunem, relativ ok, în care înălțimea clăparilor este aceeași. Atunci am putea spune că flexul 100 la acest clăpar este echivalentul cu flexul 100 la acest clăpar. Dar sunt cazuri în care clăparii de pârtie sunt mai înalți decât clăparii de freeride și atunci diferența se vede. Acestea fiind spuse, în încheiere aș vrea să spun doar atât. Schiul este un sport foarte frumos, îl recomand cu căldură tuturor. Cei care mă cunosc știu că aș da oricând o vacanță de 2 săptămâni pe orice insulă, îmi dau una în detrimentul la, știu eu, 2-3 zile la schi. Ador schiul, este un sport foarte frumos de iarnă, dar nu săriți etapele. Acesta ar fi sfatul meu pe care l-aș da celor care ar dori să se apuce de schi. Nu săriți etapele. Luați-o pe parcurs, începeți cu pârtile ușoare, după care din ce în ce mai greu, după care încercați, dacă credeți că sunteți în stare, să mergeți și în afara pârtilor, pentru că sentimentul de libertate pe care ți-l dă freeride-ul este diferit față de pârtie. Dacă, pentru cei care sunt experimentați și doresc să participe la ture de freeride și nu au cu cine, vi-l pot recomanda pe prietenul meu, Bogdan Bojă. Îl găsiți pe Facebook, îl găsiți pe YouTube, îi se mai spune și Bubulu. Apelați cu încredere la el, este un profesionist, vă poate arăta foarte multe lucruri, vă poate învăța foarte multe lucruri și turele cu el sunt foarte sigure. În speranța că acest clip pe care l-am făcut legat de clăpar vă este de ajutor, nu rămâne decât să vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul vostru și v-ați uitat la el. Aștept în continuare comentariile și sugestiile voastre și stați în continuare cu ochii pe noi, pentru că vor apărea noutăți și vă urăm să aveți cărări cu soare și ture sigure pe munte. O zi bună!